ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. Este sâmbătă și este vreo 3 ceasul, 3 fără. Dar am avut o noapte destul de grea și greu ne mai punem așa în funcțiune când, mai ales dacă e sâmbătă și nu avem așa nimic urgent și important de făcut, ne ocupăm de copii și restul mai încolo. Și astăzi am zis că nu mergem nicăieri, nu vine nimeni la noi să stăm, pentru că avem nevoie să mai și stăm, dar o fugă la cumpărături tot trebuie să dau și trebuie să-mi cumpăr detergenți și multe, multe chestii de genul acesta. Așa că asta o să fac acum și vreau să trec și pe la căsuța poștală să vedem dacă mi-a venit vreo scrisoare sau ceva. Ce-a fost dor de mine? Da. Cum faci tu când ți-e dor de mine? Faci urât? Faci urât, mă! Te-au obosit copilașii? Bebe, n-am ce să-i dau. Nu merge cu dragoste? Oh! Oh! A venit clântână. Și avem aici un băiețel care ar trebui să facă nenița. A făcut baie, dar nu știu dacă o să adormă. Acolo este o fetiță cam bolnăvioară, ce-i drept. Când am plecat la cumpărături, o am lăsat-o dormind, era ok. Și când s-a trezit, nu știu, îi curg ochișorii, năsucul. Da. Nu se simte foarte bine. Să vedem cum o să fie mâine. Dacă nu, cred că nu o să meargă luni la grădiniță, că nu pot să o duc așa. Să vedem cum o să fie. Mami, te rog, nu umbla la laptop. Da. Da. Și se mai muiată și mai liniștită. Mișcă mai liniștită. Așa o fac mine. Deci Lili se tot ține după mine. Unde merg eu, vine și ea. Cred că e foame. I-am dat niște fish fingers de aici, rămas de la mine. Mi-a plăcut deloc. Păi îmi dau seama, dar oricum s-a îngrășat. S-a îngrășat, s-a plăcut încă așa. Grasă, și tot stă după mine, poate îi mai dau și eu ceva, dar nu-i mai dau nimic, că e o grăsană. Mâine. Trebuie să o băgăm la dietă un pic. Mâine. O să fie un câine obez. După ora 6 nu se mai mănâncă cața la mea. Nici câine. Da. Ești o grasă. Da, trebuie să... ce se alintă. Tu, alintat-o. Poate-ți cap telefonul. Lili! Ce s-a întâmplat? Da, trebuie să... Daniel dorme, nu? A dormit întotdeauna, e foarte mărit. Ori ies dinții, deși nu prea cred că nu se vede nimic la el în gură, ori nu știu care e treaba. Melissa tot așa cam moale. Aici e dezastru la mine în bucătărie. Trebuie să fac un pic de ordine. Am încălzit lapte Melisei. Și eu mi-am făcut un ceai. Uitați ce cană frumoasă am. Stați așa să văd cum îi fac reclamă. Life is much better with tea and lots of cookies. Numai că lots of cookies nu am. O să mă rezum doar la ceai în seara asta. Deși nu pot să neg că aș mânca și niște cookies și beau ceai și că de-a lăptat. Mi-am luat mai de mult așa o cutie și când și când mai fac așa câte un ceai. Este de la Veleda, Stilte și are o grămadă de chestii care ce cum mai stimulează și lactația. Și o stimulează și din punct de vedere hormonal sau ceva de genul acesta. În fine, nu știu dacă ajută, n-ajută, dar e foarte bun la gust. Chiar îmi place cu un picuț de miere. Da, și apropo de miere, trebuie să-i pun și Melisei. Tu, Lili. Trebuie să-i pun și Melisei puțină miere în lăptic, pentru că vasele de acolo sunt curate, dar nu am putut să le pun la loc. Așa îi place Melisei laptele cu miere. Și să-i punem un pic.
Eu voi încheia un filmuleț acum. Este deja destul de târziu. Copila și dorm, dar nu se știe până când. V-am zis, Melissa nu se simte prea bine și e posibil să se trezească. Daniel se trezește oricum să mănânce destul de des. Iar la Claudia, când doarme, când nu doarme, iară și cu semnul întrebării. Așa că noi trebuie să profităm de orice moment de liniște. Și chiar dacă mai sunt multe de făcut, mai lăsăm și pentru mâine. Însă dacă tot sunt în baie, vreau să vă arăt o perie pe care am cumpărat-o astăzi. Tangle Twizzer. Este o perie foarte celebră, să-i spunem așa, și că descurcă foarte bine părul fără să tragă. Sau fără să tragă prea tare. Perii ăștia așa are și peri mai lungi și mai scurți, nu știu dacă se vede. Și am încercat-o pe Melisa în seara asta, a fost foarte ok. Bine, Melisa oricum are păr puțin și nu se cam încurcă, e așa foarte fin. Și mâine o să încerc pe Claudia să vedem dacă e ok. Am luat-o din Rossmann și există și varianta fără mâner, pe care o prins doar așa și de piepteni. Da, am zis că zic, na, poate așa mi-e mai ușor să o pierdem pe Claudia. Și mai avem noi ceva asemănătoare, dar nu sunt chiar așa bune ca asta. Adică asta e originala, celelalte sunt doar imitații. Și am zis că, na, să vedem dacă putem să o pierdem mai ușor pe Claudia. Dar da, cam atât în acest filmuleț. Eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!